una, în viziunea clasică, la o cauză ai un efect imediat, într-un punct imediat vecin în spațiu și timp. Efectul respectiv devine o cauză și așa mai. Deci continuu. Cauzalitatea locală presupune discontinuitate. El a știut că Planck a simțit de la început că descoperirea avea consecințe enorme, chiar pe plan metafizic, filozofic, și a încercat să demonstreze că s-a înșelat. El a petrecut luni de zile să demonstreze că s-a înșelat, n-a reușit, și așa s-a născut această magnifică teorie cuantică. De altfel, printr-o coincidență a istoriei, cam exact în același timp carte abstract. Și nu cred că este un accident. Da. Dumneavoastră consiți un raționament foarte interesant. Mecanica cuantică, de fapt, ne-a arătat că noțiunile clasice, intuitive, de traiectorie bună oară, sau distinția între comportamentul ondulatoriu sau comportamentul corpuscular, altfel spus, între entitatea numită corpuscul și entitatea numită undă. În domeniul clasic avem antagonism ferm. Dacă ai corpuscul, nu poți să ai undă, pentru că unda este un fenomen continuu în spațiu care se desfășoară practic la infinit, în timp ce corpuscul este o concentrare strictă, delimitată de materie. Și atunci avem situația în care un A este pe acest plan confruntat cu un non-A. Ori mecanica cuantică ne obligă să gândim simultan comportamentul corpuscular și ondulatoriu și să spunem că e vorba împreună de un comportament paradoxal. Obiectul cuantic se comportă ca fiind și particulă și undă în același timp. Și un lucru și contrariul lui. Și contrariul lui. Ori, ca să înțelegem acest lucru fără să rămânem în stupefacția contradicției, trebuie să presupunem că mai există un nivel de realitate unde acest comportament contradictoriu este conciliat. Exact. Deci e o necesitate. În a gândi un alt nivel de realitate. După cum în zona politică, ca să nu fiu sclav, pentru că dacă sunt doar obiect ca această masă, eu sunt sclav, trebuie să mai presupun un alt nivel care este al libertății mele absolute. Exact. Și acest nivel trebuie recunoscut de tiran. Exact. Pentru că dacă aș fi doar un obiect al lumii clasice, atunci tiranul ar fi justificat să mă asuprească. Asta e un raționament foarte interesant și de fapt ajungeți la Lupașcu. Unul dintre primii care au reacționat a fost un inginer polonez care a trăit în America, puțin amator el în lucrurile de fizică cuantică sau filozofie, dar care a intuit că problema majoră și a propus soluția A este non-A. Un lucru este contrariul lui, ceea ce e o absurditate totală, bineînțeles, nu mai putem vorbi rațional în felul ăsta dacă acceptăm că un lucru este contrariul lui. Dar soluția lui Korzybski, atât de admirat de Bachelard, care îl dă ca exemplu, a inspirat pe autorii de știință ficțiune. Van Vogt a scris o carte foarte interesantă, marele autor de știință ficțiune, Van Vogt, se numește Lumea lui non-A, care e foarte bine scrisă și care a fost ilustrată în franceză de Boris Vian, un poet. În același timp, Bohr, care era un fel de mare papă al fizicii în acel moment, știa foarte bine că a atins ceva extrem de profund. Dar, din motive diplomatice, spune, se vede foarte bine în corespondența lui. Niels Bohr, care e un fel de papa fizici, era un om pentru lucrurile publicate oficial, alt om pentru corespondența cu Einstein, cu Heisenberg, cu ceilalți. Și el propune soluția să nu mai vorbim de realitate. Foarte interesant. Cu alte cuvinte, soluția diplomatică a lui Bohr era să transfere totul pe planul limbajului, se spune în fond e o problemă de limbaj, și nu e o problemă de realitate, realitatea rămâne cu un singur nivel. Asta era povestea. Bun, asta vine Lupașcu prin anii 1950-1951, ideea că există un terț inclus, care este în același timp A și NOA. Un lucru și contrariul lui. Ideea terțului inclus, în fond, merge până la Aristotel, Hegel a reluat-o, deci nu, e un lucru nou. Ideea nouă este că Lupașcu s-a fundat pe fizica cuantică, mecanica cuantică, să spună, trebuie un terț. Dar lumea nu l-a acceptat. Pentru că nu avea ideea de nivele de realitate, încă. Ideea de realitate pot să spun, pentru că e și în același timp o mărturie personală, cum să spun, de interacție, un om care ați cunoscut pe Lupașcu. A fost mare prieten, în ciuda marii diferențe de vârstă.
El s-a născut în 1900, a murit în 1988. Ne-am cunoscut foarte repede după venirea mea în Franța. Dumneavoastră ați plecat în 68. În 1968 și m-am întors 25 după an, după aceea, în 93, prima dată. Deci, cu Rupașcu a fost o interacție și eu ideea asta de nivel de realitate am avut-o de mult. În Berkeley, cum am spus, că acolo s-au preparat multe lucruri. Dar printre altele, tădea și o soluție acestei probleme de terți. Și am fost foarte jenat când i-am propus-o lui Rupașcu, pentru că unii filozofi, când au sistemul lor, sunt jenați că se modifică sistemul. Rupașcu, care era un fel de copil de o inocență reală, extraordinară, publică imediat. Asta ce s-a publicat? 1984. Publicat între reviste la început și după aceea noi particular și noi. Deci, ideea de nivele de realitate așa s-a născut și care a dat o explicație, printre altele, extrem de simplă, a paradoxurilor cuantice și a filozofiei lui Rupașcu în același timp, care era extrem de fundată. Și marea mea surpriză, ca să termin cu această aventură, e o aventură a conceptului cheie pe care discutăm și care merge foarte departe, cel de nivel de realitate, am descoperit mulți ani după aceea, prin anii 98, cred că era, 1998, când s-a publicat în sfârșit un manuscris al lui Heisenberg. Heisenberg, în 1942, într-o scriere de filozofie, care a rămas în manuscris 10 de ani, a avut aceeași idee de niveluri de realitate pentru rezolvarea paradoxului cuantic. Bun, deci, într-adevăr, în acel moment a fost un spațiu de libertate care s-a creat pentru gândire, pentru epistemologie, pentru filozofie. Pentru filozofie și metafizică este clar, dacă există un singur nivel de realitate, noi, ființele umane, nu suntem decât un conglomerat interesant, bineînțeles, dar conglomerat de celule, atomi, fără neuroni. Fără nicio semnificație. Fără nicio semnificație alta decât o combinare, dar o combinare, bun, interesantă, fascinantă pe planul intelectual, dar atât. Cu alte cuvinte, singura natura omului, contrar ideii tradiționale din totdeauna de dublă natura omului, natură fizică și natură spirituală, natură fizică, biologică, psihică și natură spirituală, deci alt nivel de realitate. Dintr-o dată s-a deschis ușa, dacă putem spune așa, prin această idee de nivel de realitate și prin transdisciplinaritate, a posibilității unei noi spiritualități care să integreze. Nu neagă cunoaștere. Transdisciplinaritatea nu neagă cunoașterea, o extinde, lărgește domeniul de validitate, dar acum poate avea ramificații, într-adevăr, este foarte adevărat, în filozofie, în metafizică, în dialogul dintre culturi, în dialogul dintre religii. Ați enumerat trei coloane pe care se sprijină transdisciplinaritatea. Ideea multiplicității nivelurilor de realitate și de percepție. Și de ajungem iar la subiectul transdisciplinar. Ideea terțului inclus și ideea complexității. Dacă vreți să ne spuneți puțin de ideea complexității, pentru că legătura dintre niveluri de realitate și ideea terțului inclus este consubstanțială. Absolut. Și anume, ca să fie un terț inclus posibil necontradictoriu, trebuie să trecem într-un alt nivel cel de realitate. Și asta introduce o altă idee, ideea ierarhică. Pentru că dacă nivelurile de realitate se construiesc prin salvarea contradicției care există între un binom, între doi termeni ai binomului, asta înseamnă că nivelul superior este superior nu în sens doar topic, că se află, el conține mai multe informații. În terminologie de astăzi am spune mai multe informații. Mai multe informații, da. Și deci există un jos și un sus în nivelurile de realitate, iar nivelul de sus este nivelul care are cea mai multă informație. Mai mult, apare ideea de autonomie a nivelului de sus în raport cu nivelul de jos. Deci implicațiile, să spun așa, metafizico-teologice sunt considerabile. Pentru și unii teologi le-au văzut. Pentru că în modelul fizicii clasice al lumii, ideea de sus și jos este pur formală. Exact. Definesc susul cum vreau, josul cum vreau. Prin o noțiune geometrică. E o noțiune, da. Aș vrea să-mi întregiți tabloul obiectului transdisciplinar cu ce leagă susul de jos. Cum,